A schimbat restaurantul pe grădiniță. Este povestea unui bucătar care, după ce a gătit o viață într-un local pe timpul foarte vestit în capitală, a vrut și la pensie să fie activ și util. Așa că și-a pus șorțul și a decis să facă mâncare pentru copiii din grădiniță, având în vedere deficitul acut de bucătari. Să fie proporțional. Cartoafa și carnea, culoarea să fie roșie, de la tomat. Azi de încrocăt și noi o scoatem. Pe Mihail Grecu l-am surprins pregătind o supă cu fasole, cartofi ca acasă, cu carne de vită, dar și ardei copți. Este meniul de astăzi pentru prânzul celor 300 de copii de la grădinița 119 din sectorul Buicani. Gustos. Culoarea. Vă place? E frumoasă. Gustul și consistența. Și temperatura. Temperatura ar fi bună. După ce o viață a muncit într-un restaurant dintr-un hotel din capitală, nu s-ar fi gândit vreodată că va ajunge să prepare bucate pentru pici. Din aceleași ingrediente, la restaurant ar fi făcut altfel de mâncare. Tot altfel. Acolo se coace și cartofa, se pune cartofa în ulcior, se pune carne, se pune alică de ciuparcă prăjită. Și uleacă de zahăr. Muncește aici de aproape un an. A acceptat această slujbă, evident, nu pentru bani, având în vedere salariile mici ale bucătarilor din grădinițe. Eu lucrez de dragoste, amă. Înțelegi? De dragoste. Nu de bani. Nu de bani. Aici măcar știi că mai trebuiești cuiva. Nu ești uitat. Ați ieșit la pensie și ați știți ce ați la pensie. Ați căutat ceva de lucru. E rău și ați acasă. Acum el are și două subalterne. Am două femei, bucătăriață și o șeful lor. A, da? Da. Deodată nu se pricepe, pentru că la noi aici am porții, vedeți, singuri și mari aici. Aha. Vasă mari și nu... Și i-am povestit cum și știe și el dintr-o dată și-o memorizat bine. Aproape de fiecare dată, Mihail Grecu merge în grupe pentru a le spune copiilor: poftă bună! Acum el a devenit o adevărată vedetă în tot cartierul, mai ales că e unicul bucătar bărbat din toate grădinițele din capitală. Chiar astăzi am avut o mămică care a venit și a zis: eu știu că acolo gătesc gustos. În ultima perioadă, grădinițele se confruntă cu un deficit acut de bucătari. Motivul principal ar fi salariile mici. Avem tot personalul vacant în ce ține blocul alimentar, și bucătar auxiliar, și spălător de veselă, și bucătarul șef. Potrivit Direcției Educației Chișinău, în total în grădinițe nu ajung peste 500 de educatori, bucătari, asistente medicale, dar și dădace. Cei care au muncit anterior au fugit de salariile mici și volumul de muncă mare.